Timp în care am văzut că Mântuitorul face anumite minuni, face anumite arătări și pregătește pe ucenicii săi să înțeleagă taina cerului și taina pământului. Nu este ceva străin nouă și nu este ceva străin timpului de atunci, când și oamenii de atunci și oamenii de acum aveau aceeași îndoială. Cum arată Dumnezeu? Cine este Dumnezeu? De ce este Dumnezeu? De ce nu-L poți vedea? De ce trebuie să te adresezi în duh și în chip nevăzut? De ce trebuie să privești cerul și să vorbești cu El? De ce trebuie să-L cauți în inimă dacă El stă în cer? Și lucrurile acestea au frământat și frământă tot timpul orice minte de om, fie că este credincios, fie că este necredincios. Însă vederea lui Dumnezeu vine pe trei căi. Prima și cea din tâi cale este revelația naturală. Încercați să aveți în mintea dumneavoastră o imagine clară a tuturor lucrurilor. Nu știu dacă e explicat fizic, nu știu dacă e explicat științific, dacă e explicat teologic, dacă e explicat în orice mod, dar te întreb de ce nu cad norii pe pământ, te întreb de ce nu cad stelele, te întreb de ce un soare cât un bulgăre de foc luminează mii și hectare de kilometri de pământ pe o parte și pe alta, într-un loc mai mult, într-un loc mai puțin, de ce pe pământ găsești deodată mai multe anotimpuri, mai multe feluri de vreme, mai multe feluri de vânt, mai multe feluri de izvoare, mai multe feluri de apă. Și cel mai interesant lucru este că despre toate știe Dumnezeu. Așa spune psalmistul David. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea lui o vestește tăria. Dacă ies un izvor din pământ, îți pui întrebarea de ce iese din pământ? Și ce este minunat și interesant? Că poți să găsești izvor la înălțime pe munte și poți să găsești izvor la baza muntelui și poți să găsești secetă în valea sau într-o vale unde ar trebui de fapt să fie apă și acolo nu este apă. Acestea toate sunt numai și numai lucrările legii divine a lui Dumnezeu. Dacă luați psalmul Vecernei cu atenție, nu știu dacă l-ați citit vreodată, deschideți un ceaslop sau o mică prăvidioară și citiți cu deosebită atenție psalmul Vecerniei. Și atunci o să găsiți tot referatul biblic explicat în câteva cuvinte foarte frumoase și simple, dar în care găsim scris așa. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umplea de bunătate. Deci când Dumnezeu trimite harul și binecuvântarea, pământul are tot ce îi trebuie. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura, adică toate stihiile se amestecă. El poate să facă să cutremure pământul, el poate să facă să se stingă pământul, el poate să facă să se stingă stelele, el poate să facă să se stingă soarele, el poate să facă să fie iarnă vara și poate să facă să fie vară iarnă, lucruri care sunt nefirești și anormale în ciclu mișcărilor și lucrărilor pe care Dumnezeu le are pentru om așezat pe pământ. Numai că lucrul acesta trebuie să-l vezi cu ochii deschiși, să-l cântărești și să-l apreciez cu mintea, să-l discern cu înțelepciunea și să-l înțelegi cu inima. Cum poate Dumnezeu gestiona o planetă întreagă și să știe orice lucru despre fiecare? Este cel mai greu lucru. Dar pentru aceasta Dumnezeu are îngerii lui păzitori care dau raportul la tot ce se întâmplă.
avem și îngerii cei negri care culeg toată informația ce are să ne pună în față atunci când vom fi lângă Dumnezeu. Și avem conștiința sau glasul lui Dumnezeu din om care e ca un ceas. Nu-i bine așa? E bine așa. Nu-i bine așa? E bine așa. De aceea noi alegem între bine și rău și folosim adeseori termenul bă, nu-l supăra pe Dumnezeu. Fii om de treabă. Bă, fii om bun. Fii om credincios. Fii om cum să cade. Fii mă, om blajin. Fii om omenos. Adică sunt calități prin care noi, fără să ne dăm seama, rostim omului o rugăminte de a fi asemenea icoanei sale după care a fost zidit. Asemănarea cu Dumnezeu. La Dumnezeu nu există răutate, există bunătate. La Dumnezeu nu există întuneric, există lumină. La Dumnezeu nu există rău, există bine. La Dumnezeu nu există necaz, există bucurie. Și o să spuneți, Părinte, cam ușor cu povestea cu necazul. Dumneavoastră, nu vedeți că tot pământul ăsta e plin de necazuri. Dar hai să vedem noi pe pământul ăsta câți dintre oamenii lui Dumnezeu fac legea lui Dumnezeu. Sau câți din cei creați de Dumnezeu păzesc legea lui Dumnezeu. Și atunci intrăm într-o dinamică a câtorva idei de înțelepciune divină șoptite de Duhul Sfânt în psalmi. Ce spune psalmistul? Toți s-au abătut. Nu le spune păcătoși, netrebniți s-au făcut. Nu-i cel ce face bine, nu-i până la unul. Adică de ce până la unul? La vremea respectivă, singurul care făcea bine și mântuia lumea era Fiul omului Iisus Hristos, care era sub căderea diavolului. Aceasta e sensul acestui verset. Dar vine David, psalmistul, și spune ceva mai îngrozitor. Și spune așa. Nu le este cu putință să se schimbe, că de Dumnezeu nu se tem. Și alții spun altfel. Păi, dar de ce să mă tem de Dumnezeu dacă El e bun? Mă tem să nu-L supăr, mă tem să nu-L pierd, mă tem să nu-mi întoarcă fața, mă tem să nu mă respingă și mă tem să nu mă asculte. Nu mă tem de Dumnezeu că vine cu toporul ca să-mi dea în cap. Dumnezeu, dacă vrea, spune Ioan Damaschinul, pierde lumea într-o clipă, dar nu vrea să o pierdă, vrea să o mântuiască. Și iarăși deschidem psaltirea profetului David și găsim scris așa. Când nelegirea mișună pretutindenea, să urcă în scaune sau nelegiții stăpânesc, nelegirea mișună pretutindenea. Deci, răul de la om începe. Când oamenii de nimic se ridică sus, așa e de fapt versetul real. Nelegirea mișună pretutindenea. Deci când noi n-avem credință în Dumnezeu, putem face rău în șir, în lanț. Și rău acela despre care credem noi că e de la Dumnezeu are originea pe pământ, între oameni. Oamenii își fac rău unii altora. Din egoism, din răutate, din lucrarea diavolului, dezbinătorul sau diavolos. Și tot la psalm spune, cuvintele tale sunt mai dulci decât mierea și fagurul, dacă omul e credincios. Viu va fi sufletul meu și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Dacă respecti legea lui Dumnezeu, nu poți să greșești. Și aici psalmistul David ne arată măsura bunătății dreptului. Nu va da Dumnezeu toiag păcătosului să lovească în soarta dreptului, dar dreptul să nu-și întindă mâna la fără de lege. De-am făcut cuiva rău și m-am răsplătit cu rău celui ce mi-a făcut rău, spune psalmistul, vrăjmașul să așeze sufletul meu în țărână, asta, la pământ și viața mea în țărână să o așeze, adică să mă smerească Dumnezeu, pentru că răul nu se scoate cu rău, răul se scoate cu bine, iar măsura acestui rău făcut de umanitate, îl găsim în cuiele bătute în cruce, în mâinile dumnezeirii nomenite, a Fiului Dumnezeului Iisus Hristos,
Vedem ura, vedem vanitatea, vedem dorința de a ucide, dorința de a, de a scoate imaginea lui Dumnezeu din lume. Și totuși la această capacitate supremă de răutate, răspunsul din partea lui Dumnezeu este unul cât se poate de fin. Ca să vedeți ce lor este Dumnezeu. Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Deci nu le socoti lor păcatul acesta, sunt proști. Îi înșeală satana, ei nu știu ce fac.